Deși societățile moderne și îmbunătățesc continuu pregătirea în fața crizelor și dezastrelor, se găsesc adesea neputincioase în fața unei noi amenințări în creștere, crizele transnaționale. Câteva exemple scurte. În 2002, un virus pe nume SARS pornește din China, trece prin Hong Kong și ajunge în 37 de țări, cauzând o criză sanitară serioasă tocmai în Toronto, în Canada. În 2008, o bancă americană privată falimentează având ca rezultat colapsul economiei americane și a celei europene. În 2010, un vulcan din Islanda erupe, paralizând traficul aerian internațional. Acum, închideți ochii împreună cu mine și aduceți-vă aminte cum stăteam noi la masa de sărbători din decembrie și ne gândeam ce scurtă e vacanța și ce bine e acasă. Nimeni nu se gândea că o să tot stăm acasă după doar două luni și jumătate și nu puțin. Fără să bată la ușă, a venit coronavirusul pe toate continentele. Europa, continentul cu cele mai multe cazuri confirmate, era, strategic vorbind, foarte pregătită. Am văzut câteva documente din 2013 care arătau cât de bine este pregătită Europa pentru o criză de genul acesta, dar socoteala de pe hârtie cu cea din viața reală nu este întotdeauna aceeași. Viața ne tot învață că, după ce trece o criză, răsuflăm ușurați tragem linie, adunăm lecțiile și sperăm ca data viitoare să acționăm mai eficient, mai bine. Poate ai avut și tu experiența minții de pe urmă sau, cum zice englezul, dacă aș fi știut atunci ceea ce știu acum. Când ne încearcă astfel de gânduri târzii, nu este în general vorbind prea târziu, dar la marele sfârșit cum o să fie. Cum ar fi la sfârșitul timpului să ai experiența aceasta a minții de pe urmă? când să mai îndrepti atunci ceea ce e strâmb? Am o soluție pentru tine. Să mergem împreună la sfârșitul timpului, al istoriei, astfel încât să ne formăm de pe acum mintea de pe urmă. Scriptura ne oferă posibilitatea acestui salt în viitor. Isus a spus, citez, v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Ioan 14, cu 29. În ce privește vremea de apoi, Ceasul ultim nu ne este descoperit. Matei 24 cu 36 avertizează clar că nimeni nu știe ziua și nici ceasul. De aceea, Noul Testament insistă să ne spună de multe ori vegheați, vegheați. Acest spirit alert este crucial în contextul evenimentelor finale. Dar atenție, vegherea aceasta nu se referă la o atenție mărită cu privire la știri sau la cămara plină, ci este mult mai mult decât atât. Este o alertă care se îndreaptă în trei direcții. Ca să le descoperim, vă invit să citim împreună Marcu 13, 33 până la 37. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, de robilor să-i putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Seara, la miezul nopții, la cântarea cocoșilor sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. În textul pe care tocmai l-am citit, sunt trei tipuri de veghere. Primul este vegherea prin rugăciune. Combinația vegheați și rugați-vă arată că vegherea care se are în vedere aici este în primul rând spirituală. Oamenii îl caută pe Dumnezeu de obicei după începerea crizei. Biblia ne cere să-l căutăm înainte. Rugăciunea este accesul nostru la lumea și la prezența lui Dumnezeu, modul nostru de a-l căuta. Sfârșitul trebuie să ne găsească accesând sau căutând cu regularitate această prezență divină în rugăciune. În cartea sa Citadela, Antoine de Saint-Exupéry scria: Zeii cărora nu te rogi în fiecare seară sunt zei falși. De aceea trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că legătura noastră cu ființa supremă, cu Dumnezeu, la nivelul minții, creează starea aceea supremă de bine. Iisus a spus-o aforistic, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, Ioan 15 cu 5. Această legătură neîntreruptă între mlădiță și butucul viței este și în spatele unei alt text al lui Iisus, care spune Eu am venit ca oile să aibă viața și să aibă din belșug, Ioan 10 cu 10. Belșugul acesta se referă la o viață superioară, care este o viață împlinită tocmai datorită legăturii acesteia cu Dumnezeu. În contextul lui Ioan 10, se vede că Isus își dă viața pentru păcătoși și de aici și belșugul de viață pentru credincioși. Ce poate fi mai frumos decât să dezvolți prietenia cu Dumnezeu care a plătit cu viața ca să te poți tu apropia de El. Apropo de evenimentele finale și de parusie, adică de venirea lui Hristos. Termenul acesta, parusie, înseamnă și venire și prezență în limba de proveniență. Așa că, după mine, cea mai bună pregătire pentru venirea lui Isus este căutarea regulată a prezenței sale aici. Cum se face asta? Păi, prin rugăciune și prin lectura atentă a scripturilor sacre. Rezultatul acestor exerciții ar fi că cel care vine va fi un prieten și nu un străin. Apropo, nu de puține ori Iisus le reproșează celor cărora li se refuză mântuirea la ziua de apoi că nu-i cunoaște. Fiindcă nu s-a clădit nimic între ei și Dumnezeu în timpul vieții. Acum, să nu-mi iei în nume de rău, dar stând acasă ai mai mult timp pentru suflet. Uneori suntem atât de pragmatici încât dacă nu vedem un beneficiu imediat și măsurabil al rugăciunii și lecturării Bibliei, tragem concluzia că mm. nu sunt atât de necesare. Dar tocmai aici este mintea de pe urmă. Diferența dintre fecioarele înțelepte și cele neînțelepte din prima parabolă din Matei 25 a fost una de precauție. Cele 10 fecioare erau pregătite pentru venirea mirelui, dar fiindcă acesta a zăbovit, au adormit toate, iar lămpile lor s-au stins. Când s-a auzit la miezul nopții că mirele sosește, fiecare și-au pregătit candelele, numai că cele neînțelepte și-au dat seama că nu luaseră cu ele ulei de rezervă. În timp ce s-au dus să cumpere, cortegiul nupțial a venit, a trecut mai departe, a intrat în odaia de nuntă și ele, aceste fete care s-au dus să cumpere uleiul nepregătit înainte, au ajuns prea târziu și au fost lăsate afară. Mintea de pe urmă, la ziua de apoi, nu folosește la nimic. Acum este timpul să ne înconjurăm de prezența și prietenia lui Dumnezeu, nu atunci. Al doilea tip de veghere este vegherea ca îndeplinire a datoriei. Recitesc Marcu 13:34. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, de robilor să-i putere, arată fiecăruia care este datoria sau lucrul lui. Acest lucru se reflectă foarte bine în a doua parabolă din Matei 25, parabola talanților. Aici. Se povestește foarte simplu că un moșier, un fel de arendaș, își lasă avuția pentru că pleacă în altă țară unor slugi, le dă fiecăruia dintre ei un capital, unuia cinci talanți, altuia doi talanți, altuia un talant și le cere să le înmulțească până la venirea lui. Când se întoarce, se observă că doi și-au dublat această, această investiție, pe când ultimul și-a îngropat talentul și l-a dat înapoi stăpânului său. Robul acesta care n-a mulțit capitalul primit a fost dat afară. Desigur, limbajul este simbolic. Moșierul sau arendașul îl simbolizează pe Dumnezeu. Slujile sunt oamenii, talanții sunt înzestrările pe care le avem fiecare. Respingerea celui care și-a ascuns talentul este refuzul mântuirii de la ziua de apoi. De aici se desprind câteva lecții. Prima, ar trebui să ne întrebăm ce câștigă Dumnezeu din înzestrările și talentele pe care le avem. Le folosim doar pentru noi sau sunt și pentru El? A doua lecție. Concepția pe care o ai cu privire la Dumnezeu determină felul în care îți vei îndeplini datoria. Omul care și-a ascuns talentul a zis, Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Matei 25, 24 și 25. Tu, ce crezi despre Dumnezeu. Este un stăpân aspru, nerezonabil sau, la polul celălalt, un bogat pe care mm. nu-l interesează pierderile sau risipata. Știți ce îmi pare rău că atunci când suntem dezorientați și nu știm ce avem de făcut în viață, preferăm un seminar gratuit despre cum să te cunoști pe tine, dar nu căutăm sfatul lui Dumnezeu în rugăciune și scriptură. Poate nu e târziu să facem altfel. Al treilea tip de veghere este vegherea paznicului. Este paza portarului din textul lui Marcu. Știți că portarul sau paznicul niciodată nu se păzește pe sine, ci pe altul. Și lucrul acesta se reflectă bine în cea de-a treia parabolă din Matei 25, parabola judecății viitoare. Acolo tabloul este simplu. La judecata de apoi, ceea ce va conta va fi binele pe care l-ai făcut altora. Aceasta plecare către alții Pare să fie alimentată de dragostea față de stăpân. Pentru că judecătorul la acea judecată de apoi spune că atunci când facem sau nu un bine altora, lui îl facem sau lui îl refuzăm. Forța din spatele acestui sacrificiu este sacrificiul lui Hristos însuși. Citez acum din Apostolul Pavel: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5 cu 15. Dacă moartea lui Hristos contează pentru tine numai cât o masă de Paști, atunci hmm, e puțin. A trăi pentru tine însuți nu înseamnă a trăi. Mult ar fi vrut cei care au fost respinși la judecata de apoi să se întoarcă înapoi în timp și să-l ajute pe cel nevoiaș. Dar mintea de pe urmă, la vremea de apoi, nu folosește la nimic. Acum este timpul să fii altruist, nu uita că ești dator pentru tot binele care ți s-a făcut de către Dumnezeu și oameni. În concluzie, la ziua de apoi va conta cât de mult l-am căutat pe Dumnezeu înainte, cât de bine ne-am îndeplinit datoria față de El și cât de mult am întors binele care ni s-a făcut. Dacă bunul Dumnezeu a trezit în sufletul tău o lumină și ai nevoie să-ți faci ordine în viață, începe prin a te ruga împreună cu poetul Octavian Goga astfel. Citez prima strofă din poezia Rugăciune. Rătăcitor, cu ochii tulburi, cu trupul istovit de cale, eu cad neputincios, stăpâne, în fața strălucirii tale. În drum mi se desfac prăpăstii și în negură se îmbracă zarea. Eu, în genunchi, spre tine caut, părinte, orându-i cărare. Te așteptăm să fii cu noi în continuare. Și nu uita, nu virusul moare ultimul, ci speranța.